De fapt, în emisiunea asta, fără să ne dăm seama, adevăratul premiu la final sau până vei fi eliminat, nu va fi cecul ăla sau banii. Va fi simpatia celor de acasă, pentru că... Să mergem cu toți acolo, vreți să stați voi? Pe cei de acasă nu-i poți cumpăra... Vreți să stați aici? Că am zis să mergem cu toți. Dar poți să stai și tu, nu e nicio problemă. A, dacă nu te supărat-o? Simți bine venită în altă parte. Uite și el ți-a luat apă. Dar de ce mi-ai luat sucul, draga mea? Curat. Nu. E supărată. Da, e supărată. Dar în fiecare zi îmi trimitea, sunt supărată. Și păi zis, de ce? Și mi-a zis, nu pot. Băi, deci știi că mi se rupea inima, că știam cum se simte, că știam cum mă simțeam eu aici. Dar eu nu le-am băgat în seamă. Și nu mi se pare ok, frate, da, să jignești. Știi ce ai zis mai devreme, nu? Ce? I-am adus chestiile alea. Puteți să filmați, puteți să ne filmați, o să zic. Chestiile alea cu un fel de moș Crăciun, cred că se fac acolo. Pe băț, așa, știi? Uite-le acolo. Ah, da, da, da. Și Aniela îi spune, Rafaela, vrei și tu să guști? Ce că bagă ți-l în c***. A zis și... Rafaela? Da. Da, nu mă mai miră nimic, ți-am zis. Pe mine m-a făcut mai mult da, doar pentru știi, simplu mai, fapt mai că am spus că nu cred că are ce căuta în casă aici și cu argumente. Ea singură și-a spus că un bărbatul potrivit pentru ea nu ar participa la asemenea emisiune. I-a spus lui Mădălin, de câte am înțeles, că îl iubește pe fostul. Adică, dar cum să vii să-mi spui tu mie că vrei să mă cunoști tu pe mine, mai bine de atât sau pe altcineva din casă? Bun, eu mi-am exprimat părerea. N-am jignit-o, nu nimic. Pentru lucrul ăsta, tu îmi răspunzi, puteai să spui, ok, Mădăline, să stric părerea ta, vom vedea pe viitor. Nu, mai muțoiule, clownul, papagalule și bă, m-ai jignit, asumă-ți, toată lumea de acasă o să vadă lucrul ăsta, dacă a meritat-o să mă jignești, bravo ție, dar și dacă o meriți, nu cred că este frumos să jignești pe cineva la televizor. Să faci de râs pe cineva sau să râzi de cum arată sau... Nu da, suntem la un concurs de frumusețe. Comentarii, nici nimic. Nu suntem la un concurs de frumusețe aici, nici la un concurs de inteligență, să ne măsurăm IQ-ul și alte calități. Sau cum ne îmbrăcăm sau... Și cei de acasă, majoritatea nu judecă după lucrurile astea, judecă după modul de a gândi, educație corect, și caracter. Corect, dar eu am primit și multe. Ești frumoasă, dar nu-mi place de tine. Și exact. Da, exact. Mi se pare normal. Exact. Nu să-mi zici, a, nu-mi place de tine, ești și urâtă. Cobor pe scări ca o divă, marea frumusețe și când ai deschis gura, hai să fim serioși. Doamne, nu pot să cred așa ceva. Da, știi că o să ai viață grea în casă aici. Dar câte nu pot să cred așa ceva. Așa e și la mine. Deci fix același scris, n-a da. Spus că nu Nu, pe toate trei la fel în același loc, da. Dar cum va veni vouă chestia asta? Hai să-ți explic. Plec cu Raluca, după... Da, da. Așa. Și eram decât eu cu ea, știi? Și mergem noi așa liniștite, ne uitam după un magazin alimentar și dintr-o dată vedem salon de tatuaje. Raluca, hai să ne facem tatuaj. Deci zic, hai! Intrăm înăuntru acolo, știi? Și ne vrem să ne facem ceva micut, ceva pe încheietură sau ceva specific, știi că nu, suntem în Turcia. Mai stăm noi, mai discutăm cu tatuatorul, i-am spus că vrem să ne facem aici tatuaj sau pe încheietură. Și până la urmă ne gândim, hai să facem logo-ul emisiunii Power of Love. Și după Raluca s-a dus la fete să le anunțe că noi o să ne facem tatuaj. Și a venit și blonda. Și ne-a făcut toate trei tatuaje. Numai cum să piardă blonda alt tatuaj? Mai din România. Ăsta e primul meu tatuaj. Și nu va fi ultimul. Nu va fi. Eu chiar m-am bucurat că n-am văzut. Tu ziceai, a, să nu știe, iubi. Nu, ce-am zis? Stai, tăiați. Stai! Ieși! Ieși! Eu am venit să-ți dau ceva, dar eu nu-ți mai e de la Bianca, nu-l lua. Să nu iei Adriane nimic. Ce-a făcut Adriana acolo? Sincer, mi s-a părut super ok. Zic, mamă, ce, cât de bine m-am simțit la băieți. Deci nu vedeam să cred cât de bine m-am simțit la băieți. Și acum a dat-o așa. Dar cred că doar Adrian a făcut jocul ăsta. Restul am fost noi. Nu, mie chiar mi-a plăcut. Chiar adică îmi pare rău că plec. Eu am fost natural, Adelin, Ștefan, da, adică știu, noi nu am făcut. El, dar eu nu știu că el joacă un joc. Nici eu. Eu am crezut că ăsta e el. Chiar mă bucurasem că s-a schimbat, dar se pare că nu. Asta e oricum. Eu știu ce m-am gândit înainte să nu-l bag în seamă, că de ce să dau apă la moară degeaba, știi? Asta, chiar am asta să vin să vorbesc cu tine. Eu asta am, te spun sincer, că ți-am zis că am venit pentru altcineva. Am vrut să vin să stau să vorbesc cu tine, că oricum
cu restul băieților am vorbit și consider că nu știu, îmi plac, sunt de treabă, adică chiar ei, îi apreciez pe ei, frate, că ei sunt toți împreună, știi? Și vorbesc unul cu altul, nu ca noi, cu două grupulețe unul cu altul. Nu, noi, și iar... să știi ceva, dacă cumva în emisiune, datorită tensiunii și oboselii, ne mai înțepăm noi, că trebuie să știi că în spate sau când ne punem la masă nu există, da. Uităm tot. Asta îmi place la voi. Deci, așa suntem noi. În spate, în dormitor, deci nu există, niciodată ne-am certat în stâng. Și nici în emisiune ne certăm. Doar că aici, dacă ai o altă părere, deci dacă ai o altă părere, se iscă scandal. Capul meu cu... Mamă, ce urât să vede un picior de bărbat într-un pantof. Mamă. Iubire! Cu șosete sau fără? Dai să mă leg. Băi, dar te simți cam comod. Mi se pare mie sau îți sunt cam mari? 42, bebe. 42. Ajută-mă să mă închid. Aoleu. Băi, ajută-mă să mă închid aici. Va. Hai că nu stă. Nu e rău. Ieși! Părerile tale de aici. Nu știu de ce. În loc să-mi arăt sentimentele într-un mod frumos, dau mai urât. Bianca, ți-au trimis fetele o conservă de pește ca să nu-ți lipsească. Uite ce mănâncă fetele aici. Deci fiecare, eu cred că în moduri diferite se exprimă, știi? Eu sunt genul care, dacă simt ceva, mie place să... Da, nu știu, eu nu pot. Eu fac gesturi penibile, nu că fac gesturi frumoase, știi? Dau din rău mai rău. Adică? Nu știu, nu pot să zic ce fază urâtă am făcut, dar da, eu încerc să impresionez și... Și-o dai în bară. Urât. Da, nu trebuie să încerci nimic, cred. Trebuie să da, fii tu și dacă este să lege o chestie sau... Da, nu știu, mie îmi plac gesturi de frumoase, știi? Îmi place să arăt chestia asta, dar nu știu cum. Da, nu știi cum. Ai 19 ani, o să înveți. Am pățit foarte multe urâte și nu știu... Și mi-e și frică așa, știi, să-mi arăt sentimentele, pentru că, mai ales aici, pentru că se zice din prima, de tine nu-mi place. Pa! Adică dacă mă cer cu cineva și cu voi dacă m-am certat sau... Ai văzut? Băi, mai mănânce astea? Pe moment poate n-am vorbit, dar după aia vei, bă, hai să clarificăm situația, nu să vin... Dar știi că eu sunt... N-am făcut nimic și că n-am... Nu, frate, am greșit, i-am și lui Mădălin, bă, poate... Te-am criticat, te-am judecat, da? Uite, tensiune, eu nu mă așteptam la ta tensiune și atâta stres. Ideea e că te-ai venit. Sau cred că tu mai așa accentuezi așa, îți faci puțină dramă din nimica, să mor eu. Bă, ce dacu, pe bune. Stai să treacă 2-3 zile și o să vezi câte părere ai și tu. Despre tatăl meu așa ai părere. Da? Așa. Eu nu mă stresez, cred, așa, să mă agit pentru ce altul, pentru unul, nu cred. Nu, ideea că mă deranjează și pe faptul că iau să continue să mă judece, să nu știu ce clar cum se... Să vorbească urât despre noi, 100%. Nu să vorbească despre mine. Trebuie să spui ceva despre mine. Dar ia ce că... Îmi cer scuze. Ție ca domnul. Scuze, ce cu mine scuze. Îi spun, păi ești limitată, cum? Dacă nu poți să... Nască. Ai auzit? A vrut să-i ceară lui scuze, nici măcar nu l-a cunoștea. Da, nu a zis că... Ce scuze, ție, Ștefania, ție, Adelin. Îi ca domnul. Da, exact așa vreau să auzi și eu. Păi dorea cu ce tu nu mie, că nu-și mă cunoști. Nu-și mă cunoști. Da. Iar mănâncă blonda. Dar și voi dați atenție că o băgați în seamă. Ce te... Dacă nu-i dai pe mai face ea ceva dacă tu nu bagi în seamă. Bianca, din ce am cunoscut-o, acele puține minute, ea s-a simțit vinovată pentru ce a făcut. Dar vrea să mascheze chestia asta și să reintre în casă cu atitudine de nevinovată. Dar după părerea mea nu este ok, ar fi trebuit să-și ceară scuze într-un mod ok
Și cred că toată lumea ar fi fost fericită și ar fi trecut cu vederea. Dar, în schimb, nu este bine ce a făcut. A intrat cu o atitudine de nepăsătoare. Nu, uite, a fost o chestie când a început Raluca să plângă, zice blonda. Zice blonda lui Raluca, cică, uite, Bianca râde. Știi momentul de la gală când m-a arătat pe mine la televizor? Și erau toate chiar nu am văzut. V-am stricat conversația? Frate, vin în coar. Nu, stai jos. Și a început să plâng. Când plângeam eu la gală, că am fost eliminată, iar râdea aici, știi? Și mă imita pe mine cum plângeam eu, știi? Și m-a luat râs. Și acum ce chiar uite, Bianca râde. Eu, Bianca, cred că astea sunt copilării. Și tu nu râdeai, tu zâmbeai. Și nu era un zâmbet ironic. Și eu tu am cred că zâmbit nici de nu... ce zicea Adrian. Exact. A făcut el o glumă și am râs, atât. De ce să râde plusul ei? Eu știu de ce plângea, mă interesează. Nu am ce treabă. Eu, părerea mea că n-ar trebui să fie nimeni atât de răutăcios în casa asta, pentru că, frate, stăm atâta timp aici. Poate avem norocul să stăm 5 luni de zile. Rafaela, ce faci? Nu, că e așa, la e bine. Ce ai zis? Băi, te-a zis Adrian să nu te crezi la restaurant. Nu știu dacă să mai stau aici sau să plec. Eu n-am, nu-mi place să-mi pun mintea la copil de 2 ani. Și dacă stau aici, va trebui să cobor de unde sunt eu și să mă duc să mă uit la ea. V-am spus că distracția de astăzi a început. O să vedeți. Eu am așa, dar mie nu-mi place să vorbesc, dar eu am un plan. Știi că nici nu mai face plăcere să stau aici? Deci mie nu mai face plăcere să mai fac nimic. Îmi vine să tac din gură toată ziua astăzi. Și asta o să fac. Din momentul ăsta nu face ceartă. Nu face plăcere ce se întâmplă. Nu-mi place certa asta, scoasă așa din nimic. Deci din nimic. Voi sunteți în stare, dacă eu pun stic, lasă faza. Cum nimic, mă? Faza cu Bianca o excepție. Dar în general, lumea se ceartă aici, frate, din orice. La noi în casă nu de eu am fost, pentru mine, mă crezi că a fost un șoc să văd atâtea certuri din nimic. Adică pun sticla asta așa pe masă, iese o ceartă că am pus-o așa. Deci, bă, din... Ai, exagerez. Și bârfă, și... tot felul, toată lumea își dă cu părerea fără să știe nimic. Bârfa e la putere maximă. De ce? Crede-mă că nu exagerez. Ce dracu, toată lumea se bârfește, toată lumea se ia la mișto. Dar eu am zis, bă, frate, nu știu, unde și din chestia mea cu sportul, eu antrenez, sunt antrenor, știi, și fac de ceva timp chestia asta. Și totdeauna, și de mic, frate, am evitat bârfa. Da. Bă, nu zice nimeni, mai spui ceva de dar o nu persoană. Dar da, cum era, și probabil și din chestia asta, antrenând persoane, cum era să zic ție și să vii tu cu Adrian, să zic, hai bă, tu trage, că Adrian e un fraier, nu poate să ridice 5 kg cum da, ridice. Da, mă, asta e răutate. Știi? Asta... De ce? Și așa am fost. Și acum când am venit, frate, și am văzut, nu mă bârfă, nu mă răutate. Bă, mai bârfești de la Caterinca, bă. De ce? Și te-a părut că eu sunt nevidioasă pe cineva de aici? Nu. Dar de unde? Dar zi-mi și mie unde. Dar zi, vorbești, vină cu fapte. Cu ce fapte? Cu fapte, dovezi. Da, dovezi. Uite, mi s-a părut că X era invidios pe Y. Sau tu, Rafael, erai... Zi-mi și mie așa. Da, ies, nu... Zim. Mă exprim, nu, e subiecte și știți și voi prea bine, nu vreau eu să dau nume acum, nu. Ies prea multe subiecte și voi le știți prea bine. Și nu înțeleg de ce. Nu înțeleg. S-a referit la tot ce s-a întâmplat în tot. Astea două săptămâni. Păi am vorbit, n-am bătut una apropo, eu am vorbit, am făcut o concluzie. Asta a fost concluzia mea din astea două săptămâni. Da. Invidie, răutate. Dar de ce? Nu știu, frate. Bârfă. Teatru. Teatru. Da. Asta s-a vorbit până da, acum. Nu înțeleg de ce. Și o să vezi că distracția de acum începe. Da. Eu sunt sigur, asta e părerea mea. Și eu să... Zabiu de-abia aștept. Trebuie să nu, o să vedeți. Momente mai încinse un pic. Puțin adrenalină așa. Fiorela, de ce sâmbătă plângeai după mine și luni râzi pe seama mea? Bianca! Da? Trebuie să-ți dau o veste bună. Astăzi va trebui să decizi cine în ce casă va sta. Dacă vrea să-i dau și bani. Îmi dau Mădălin un ultimatum. Ce? O singură greșeală dacă mai face, ne-am despărțit.